Astăzi vreau să vă prezint o platformă nouă de investit care ar putea fi un potențial pe termen lung. Înainte de toate, nu uitați să apăsați un mare like la acest video și nu uitați să intrați și pe grupul de Telegram unde puteți găsi foarte multe materiale. Astăzi am descoperit o platformă foarte interesantă, nouă, înregistrată în Marea Britanie, chiar avem și niște certificate, un roadmap și mai multe alte informații. La prima vedere arată chiar destul de bine, foarte multe informații. Deci compania activă, deci nu este o companie neactivă. În prima fază trebuie să vă registrați, puteți să vă registrați cu număr de telefon odată, puteți fi din orice țară vreți voi, puteți seta. Aici o să aveți cod de invitație, user, email, adres, parolă și după aia vă înregistrați. Platforma se numește EternityTrade.com. Oricum vă las un link să ajungeți la ea. Atenție mare, ăsta nu este un sfat financiar, deci cine investește își asumă riscul dacă proiectul nu o să fie conform cum este în prezent. Bun, după ce ți-ai făcut un cont, cam așa arată mini-ul principal, asta trebuie să o știi. Foarte interesant pentru cei care folosesc acest proiect și fac un minim de depozitare și deblochează această funcție, poți primi până la 9, aproape 10 cenți pe fiecare 4 ore când intri aici și deblochezi această funcție. Din câte văd, platforma are, oricum e destul de simplă, destul de ușor de folosit, dar prima hai să trecem prin secțiunea de roadmap ca să înțelegeți anumite detalii. Eternity Trading Ltd. Companie roadmap. Din titlu este vorba de o platformă de trading care face în mod automat. Se folosește de inteligența AI, aici putem vedea misiunile, puteți să le citiți și voi, vă arăt imediat cum să ajungeți la ele după ce trecem pe toate aceste informații. Aici avem doi directori, este parteneri care este ideea lor. În 2023 au lansat acest proiect cu o putere AI destul de înaltă care să facă trading destul de bine. Bineînțeles, o să fie evoluții, o să facă trading din ce în ce mai bine, putem găsi într-o parte. Aici sunt niște parteneri care au ei diverse în USA, Brazilia, au niște fonduri de aici, Europa este o chestie de research. Aici putem vedea ideea de lor de business, asta este la prima etapă în prezent, în care poate să au cel puțin proiect în prezent, de la un an până la 2 ani poate să ducă treaba asta. Dar asta oricum rămâne de văzut. Mai jos sunt beneficiile care le aduc cu această modalitate de trading, au niște obiective sistematice, automat, totul este automatizat, să reducă riscul cât mai minim posibil, la mediu până la cel mai înalt, să facă trade-uri cu viteze destul de mare, adică gen să poată să fie un algoritm mult mai precis, adică aici putem găsi aceste documente care o să vi le arăt imediat în full screen. Cam asta avem așa în secțiunea roadmap, după aia aici sunt aceste documente, sunt niște copii, este registrat în Marea Britanie, luăm doar codul ăsta, mergem, dăm copii, chiar puteți scrie pe Google, intrăm pe Google, scrim Gov UK Check Company, putem da inclusiv pe prima, dăm mai jos, dăm start, putem găsi informații despre companie, punem codul respectiv, este numeric, se poate vedea numele companiei, compania se poate vedea că a fost înființată în anul trecut, deci are de când a fost creată, probabil la început era doar idee de proiect, nu s-a ajuns să lanseze nimic, dar a ajuns momentul să se lanseze ceva. Aici avem un status frumos, company status este activă, privat limited company, e o companie cu răspundere limitată. Deci nu e un PFA, e un fel de SRL. Ca să găsiți acele documente, mergeți pe profil, mergeți secțiune media și aici găsiți toate aceste PDF-uri să le vedeți voi cu calm. Cel mai bine așa le citiți și înțelegeți și voi, vă faceți și voi părerea voastră. Bun, ca să încep să câștigi bani cu acest proiect, sincer este destul de simplu, aici vedem trade-uri, cu ce companii fac trade-uri respective, în fine. Noi mergem pe home, alegem aici strategii, aici sunt diverse strategii, le puteți urmări pe toate, putem deschide fiecare, vedem și informații. Cel mai ok să intrăm pe Majestic AI. Aici se alege un bot care începe să lucreze pentru noi în mod automat pentru 30 de zile. El după 30 de zile trebuie să achiziționăm altul. Deci investiția noastră inițială poate fi 20 de dolari. Nu știu dacă o să bage pe viitor să deblocheze ceva gratuit așa pentru ceva. Probabil asta rămâne de văzut, dar probabil o să văd și o să vă informez dacă are ceva informații referitor la treaba asta. Aici avem și un video și un canal de YouTube. Bine, este de prezentare. 11 zile a fost primul video postat. Acum avem acum două zile alt video postat. Oricum, este o chestie informativă în prezent. Vom vedea în ce direcție poate să ia această companie. Eu sper numai de bine, pentru că vă dați seama să găsiți niște platforme
care poți câștiga bani, e un lucru foarte bun. Dacă, să punem problema că nu aveți bani de investit, vă recomand să mergeți pe secțiunea timp, să invitați alți prieteni, pentru că se pot face bani până la 5 nivele. Gândiți-vă că aveți un prieten care investește și face și el un profit de $100, o să vă, și voi primiți o parte. Și prietenul vostru dă tot așa mai departe, să face un cerc mare de prieteni, adică până la 5 nivele, și câștigați și de la asta. Și practic, când vrei să colectezi, o să vezi câștigul aici sus, dai claim comision și ai copiat. Dacă vrei să dai cod de invitație, dai copii, mergi și îl distribui prietenilor. Bun, asta ar fi prima pas care trebuie făcut. După aia o să mergem la home. După ce ai cumpărat acel robot AI care face munca, gen nu mai stai tu să pierzi tu, dar ai nevoie de treaba aia, că altfel nu o să poți, mergi la Quert, aici frumos și aici la trade și alegi varianta în care vrei să, pe ce perioadă vrei să investi. Aici, de exemplu, trebuie să ai sold în cont ca să-ți calculeze și o să vezi procentul care este profit. Din câte știu, era undeva la 20 ceva la sută pe, nu știu, câteva zile, mi se pare. Trebuie să ai oricum, pui suma aici, eu nu am în balanță nimic momentan, dar urmează să fac și un depozit. La finalul vinului vreau să depozitez. Tu mergi și pe mai multe zile, momentan sunt pe perioade scurte, maxim 2 zile, dar bănuiesc că asta pe 2 zile dă un procent mai bun. Deci și asta e un proiect interesant. Nu știu dacă vă aduceți aminte, anul trecut exista o platformă, nu mai știu exact cum se numea, dar cam aceeași idee făcea, a ținut câteva luni bune, în care s-a putut face un profit destul de bunici. După aia, ca să facem primul nostru depozit, mergem la depozitare, se alege suma, ai modalități USDT TRC20 sau BEP20, este cel de la Binance, dacă nu mă înșel. Se adăugă suma minimum $10, dar trebuie să te încalcui, prima dată ar trebui să investești undeva la 30 de USDT, pentru că ai botul odată și $10 pentru investiți. Dacă vrei să investești mai mult, investești mai mult. Și timpul ăla expiră, nu expiră în 30 de zile dacă tu nu-l folosești. El expiră de fiecare dată când începi să îl folosești. Adică dacă tu într-o lună l-ai folosit de 10 ori, tu mai ai 20 de zile disponibile. Bun, ai pus, s-a generat un portofel PrisCompaid înainte de ora respectivă. Ai impresia că se regenerează un portofel de fiecare dată, deci la fiecare tranzacție respectivă. Copy code, adică ai copiat adresa și tu transferi suma asta exactă, foarte important, și pe aia banii aștept să-ți vină în cont. Am copiat și wallet, o să fac transferul, durează câteva minuțele. După aia, foarte important, să setezi o parolă. Aici se adaugă acel cod, setează o parolă, deci prima dată avem parola de plată, foarte importantă, și după aia OPC cod, care te ajută să-ți, nu știu, să intri de pe, să primești pe mail acest cod când retragi, când faci diverse alte tranzacții, oricum e o procedură simplă, o să-l completezi și eu după aia. După aia, ce mai avem? Privacy, politica lor, Telegram, în care poți să intri să-i contactezi pe suport, dacă ai, nu știu, nelămuriri și chestii de genul ăsta. Un alt aspect foarte important să-l rețineți, boții care îi cumpărați nu se pot retrage, ăștia rămân aici. Dau un exemplu, $20, $50, depinde pe ce perioadă vreți să cumpărați voi. Puteți retrage investiția care o faceți aici. Dacă există peste 4 ore, tu poți să o retragi. Peste 8 ore, depinde ce pachet alegi tu, deci tu ai mai multe idei de variante să le alegi care ți se pare interesant.